Aceasta este baza gigantică Iron Golem, unde am găsit niște Iron Golem custom pe care puteam să-i îmblânzesc și să mă folosesc de abilitățile lor speciale. Dar pe lângă acești Iron Golem custom super drăguți, în peșterile din această bază mai existau și niște Iron Golem răi care voiau să mă omoare. Așa că dacă vreți să vedeți și voi toți acești noi golem și cum au ajutat aceștia să bat dragonul, stați geană până la final și nu uitați să bubuiți și voi butonul ăla de like. Let's go! Ok, băieți și fete, și chiar acum mă aflu în vârful acelei platforme pe care o ținea statuia Iron Golem în mână și văd că aici este un fel de village plin cu Iron Golem, adică efectiv asta cred că e casa Iron Golemilor. După cum vedeți, avem și statuia aici. What, cum arată totul? Bă, ce, ai o broască? Da, interesantă statuie. Uitați-vă și voi, un golem care ține o broască. Ce avem mai în golemi diferiți? Eu, ce? Bă, ăsta are notătoare, ești nebun? Are ochelari de not și de-asta ca să poată să respire. Ok, da, nu înțeleg ce se întâmplă aici. Hai să vorbim cu tipul asta de aici. Taming Guide. Ok, să nu spui că pot să călăresc un Iron Golem sau ce. Băie și fete, ați mai văzut voi așa ceva? Doamne, călăresc cu un Iron Golem, care erau șansele? Bă, uite-te și tu, are șaua fix pe umeri. Ok, ce se întâmplă aici, mă nene? Am ajuns efectiv în paradisul Iron Golemilor. Bună, dar hai să vedem ce au ăștia la trade-uri. Văd că avem aici unul care vinde poțiuni, unul care vinde mâncărică. Asta ce vide, bă? Ok, văd că avem Iron Golem care fac trade-uri. Ia, tools dealer. Ăsta ne dă unelte. Ce mai avem aici? Uite, ăsta ne dă arme. Wow, cum e sabia asta de diamond numărul 1. Și avem și armuri aparent. Ok, chiar putem să ne cumpărăm pentru că avem ceva emeralde. Dar hai să mai explorăm treaba pe aici. Boosting guide, ce e ăsta? Ok, habar n-am, n-o să stau să citesc toate chestiile astea. Văd că avem nether star, ceva prismarin. Ok, cred că astea pot să le folosesc pe Iron Golem ca să-i fac mai puternici sau ceva. Bă, e super interesant virgiul ăsta și aici văd că avem o mină. Și ce? Ăsta este un spray? Ce să fac eu cu sprayul ăsta, mă nene? Să nu spui că pot să colorez Iron Golem. Ia, bă, ia, stai așa un pic să mă duc la ăla pe care tocmai l-am călărit. Unde e ăla de la călărit? Ok, l-am găsit și stai, ce? Acum pot să-l... What? Tocmai l-am colorat, l-am făcut galben. Ce, mă, poți să-ți colorezi Iron Golem-ul? Mamă, frate, suntem valoroși amândoi. Ok, hai să mergem cu Iron Golem-ul ăsta să ne mai plimbăm pe aici. Bă, uite că avem și o mină. Hai să mergem în mina asta să vedem care e faza. Luăm și toate chestiile de pe aici. Ia, what? Ambush? Ce? Wow! Bă, ăștia sunt Iron Golem răi! Bă, dați-mă drumul de aici de nenorociți! Ajutor! Bă, bate Iron Golem-ul, ești de bun? Fii atentă că îi dau foc la Iron Golem-ul meu. Bă, ce se întâmplă aici? Mamă, stai, bă, așa, stai așa un pic că trebuie să iau o sabie ceva. Ia, fii atentă că s-au spawnat Iron Golem-ii răi. Cu metri aș avea nevoie neapărat, dăm sabia asta de Iron. Și hai să mergem să o dăm cu ei. Ia veniți, bă, coace, băi, urăților. Ia uite, bă, ia, Iron Golem de foc. Bă, unde am ajuns, bă? Ăsta-i paradisul Iron Golem-ilor, efectiv. Ia, stai că mai avem un nenorocit aici. Dai, bă, drumul și tu. Și uite că avem și chesturi aici. Bă, din păcate Iron Golem-ul meu cam moare. Ia vezi, ia, că am găsit ceva armură. Am găsit și un arc super bun. Și am găsit și colorant negru. Ia, pot să-l fac pe ăsta negru acum? Ia vezi, ia, Iron Golem-ul negru. What? Ce față are acum? E mult mai urât. Și uite că are șaua pe umeri, vedeți? Ok, tocmai... Dă-te. Bă, cum îl mai dau eu jos? Ok, l-am dat jos. Se blocase în minecart, efectiv. Ia, ce mai avem în chesturile astea? Oh my god, ia vezi pantalonii ăștia de diamond? Bam, mi-am tras pantalonii de diamond pe dreapta și ia, am primit colorant albastru. Ia să-l colorăm pe ăsta. Uite, l-am făcut albastru acum. Ok, încă o ambuscadă, stați așa că iară ne atacă Iron Golem ăștia malefici. Bă, ce urâți sunt ăștia, ăștia chiar că sunt cei mai urâți Iron Golem pe care i-am văzut. Sunt urâți, urâți. Ia, stai, ce Iron Golem meu se duce să-i atace? Fii atent că-l atacă. Hai, bă, atacă-l. Mama, până la atac Iron Golem-ul meu îl omor de 5 ori. Bun, văd că mai avem chesturi pe aici. What, avem un pickaxe cu fortune, niște emeralde. Ok, sunt o grămadă de iteme prin chesturile astea. Hai să luăm totul de pe aici. Uite, a găsit și colorat verde. Oh, nu, s-au spawnat iar ăștia. Dă-i pe ei, bă, nebunule. Ok, cred că o să mă ajute Iron Golem-ul meu. Bă, da, ăștia sunt mai mari. Fii atentă. Lol, cât de mari sunt ăștia. Mamă, sper să-l omor. Ajutor. Dă-i, bă, și tu pe el.
Ok, ok, bun. Fuu, l-am omorât. Hai că nici nu mai aveam, un pic și muream. Ăsta mai are ceva viață, mamă. E jale, e jale pe viață. Poți să-i dau ceva de mâncare? Nici nu știu dacă merge să-i dau de mâncare, gen. Cu ce ar trebui hrănit un Iron Golem? Poate cu Nether. Ce s-a întâmplat? Bă, am dat cu Netherite-ul pe el. Mamă, i-au crescut inimioarele. Ok, deci aparent Netherite-ul îi dă un boost de efecte. Ia, dacă îi dă cu Prismarine-ul. Oh, uite acum l-am făcut cu aripioare. Bă, ce tare. Bă, dar cum îl regenerez eu pe ăsta? Mamă, hai să mergem să ne facem mai mulți bodyguards din ăștia, în caz că mai vin nenorociți de ăștia de Iron Golem malefici să ne atace. Păi fie antenă, mă, nenică, cum facem? Mai am aici niște shei, cred că shei zice. Bun, și hai să-l îmblăzim și pe ăsta. Să-l îmblăzim și pe ăsta, le dăm și lor câte o culoare așa frumos. Bam, lejer de vară. Și acum hai să-i upgradăm. Cu ce puteam să-i upgradăm? Vino cu acea, ia, dă cu Nether Star-ul pe el. Mamă, cum arată ăsta acum, e roz. LOL, uite câtă viață are. Bă, ești de bun, am bodyguards de bodyguards. Ia, punem și pe ăsta. Și ia, pot să-l colorez acum? Bă, dar nu mai merge să-l colorez. În fine, nu mai contează, îi lăsăm roz așa. Hai să mergem din nou în mină și să mai luăm câteva iteme, băie și fete. Fii atentă, bodyguards-ii mei în spate. Am echipa de Iron Golem Bubblegum. Uitați-vă și voi, dar nu zici că e Bubblegum aici. Oh, fii atentă că am mai găsit un Netherite ingot. Ok, știi ceva? O să destrămăm echipa Bubblegum pentru că o să ne facem unul de Netherite. Aș mai vrea să se spawneze niște urâți de Iron Golem. Ok, uite că s-au spawnat. Haide, bă, atacați-vă. Atacați-vă că vin cu armata după voi. Dați-i pe ei. Pe ei, armata mea. Îi batem, mă, îi distrugem pe ăștia acum. Gata, mă, nenică, ce ai făcut, mă, i-a rezolvat băieții mei. Și ultimul hit, come on. Hai, mă, omorâți-l, omorâți-l. Uite că l-omoară, s-a ocupat de el, perfect. E destul de interesantă mina asta. Ok, avem o grămadă de iteme. Și a găsit un pickaxe cu Fortune 3. Și acum dacă o să luăm diamantele astea, efectiv cred că o să facem un stack de diamante, nu-i așa? Hai să luăm toate diamantele. Mamă, dar cât de mare e cave-ul ăsta, efectiv. Ok, iar avem o ambuscadă. Nu, iar vin băieții răi pe noi. Hai să le dăm cu arcul. Oh, nu, mi-am omorât propriul Iron Golem, nu-i corect. Oh, mamă, ce foc îmi dau ăștia. Haide, mă, ajută-mă, de ce nu dai în ei? Bă, să nu spui că ăsta vine să mă atace pe mine. Dați-i pe ei, bă, nebunilor. Ok, mă ajută Iron Golemii mei acum. Mamă, ce urâți sunt ăștia, efectiv. Ok, cred că se ocupă Iron Golemii mei de ei. A mai rămas unul mic. Firai tu să fii de piticanie, mor, bă. Mor, bă, dă-te încolo de aici. Bun, l-am pus la respect. Bă, știi ceva? Hai să ieșim din mina asta. Că sincer să fiu, m-am cam plictisit și nici nu mai găsesc chestii super interesante. Hai să mai luăm diamantele astea de aici totuși, pentru că avem forcen și să facem și noi un stack de diamante. Poate merge să mai facem niște trade-uri cu urâții. Am să zic acum, ăsta e cel mai frumos urât pe care l-am văzut. Ziceți voi dacă nu. Uite-te și tu, are ochii de aur. What? Ce face chestia asta? Văd că avem o săgeată. A, lol, mă, ce, ăsta e un fel de lift? Ok, unde ne-a teleportat acum? What, acum cred că suntem fix la baza Iron Golemului. Bă, e mult mai mare decât credeam, unde suntem? Cred că sunt fix pe capul lui. Mă, unde sunt? A, lol, acum cred că sunt în căpățâna Iron Golemului. Oi, ce? Bă, ce nebunia asta, doamne, cât de ciudat e. Bă, baza asta e super ciudată, efectiv. Ia, hai, mă, să călărim și noi un din asta, să mergem mai repede. Ok. Aici, bă, cum metre? Bă, ia virajul. Ok. Ce? Un enchanted golden apple? Ce? Stai, tocmai am pierdut enchanted golden apple-ul. Bă, frate, ce s-a întâmplat? A, uite-l acolo. Doamne, eu nu mai înțeleg nimic din ce se întâmplă. Vreau enchanted golden apple-ul. Bă, ăsta cumva are abilități speciale și mie nu mi-a zis. Ia stai. Bă, a, da, lol, ce? A, lol, what, trage cu fire charge-uri. Bă, e nebun ăsta. Ok, nu știam de chestia asta, deci aparent Iron Golem ăștia au și abilități. Ok, chestia asta e destul de interesantă. Hai să mergem înapoi la lift, băie și fete, și să mai coborăm un etaj, pentru că văd că sunt din ce mai multe chestii. Ia stai, pe și ăsta ce abilitate are? Ok, nici nu pot să ies. Ieși, bă, de acolo. Ok, ăsta a rămas blocat. Bun, hai să vedem mai jos ce avem.
Păi baza asta e destul de mare. Ok, mai avem încă o mină, fie antenă sabie cu sharpness. Bă, dar ce o mină asta gigantică? Efectiv avem chesturi cât cuprinde. Noi acum suntem cum ar veni în interiorul Iron Golemului, băieți și fete, și efectiv sunt chesturi cu loot OP, adică uitați-vă și voi. Și cred că tocmai am ajuns la baza Iron Golemului. Cred că aici sunt picioarele lui, băieți și fete. Da, mă, da, uite că i-am ieșit fix din picior. Uite câte bărci sunt aici, sunt o grămadă de bărci. Mamă, sunt curios dacă pot să mă urc înapoi pe aici, pe la cascada asta. Băi, deci baza asta de Iron Golem e gigantică, frate, și efectiv nu știu unde s-au dus Iron Golemii mei. Hai să încercăm să ne urcăm înapoi pe această cascadă. Asta cred că o să dureze ceva. Bun, și aproape am ajuns, ok, am urcat înapoi pe baza Iron Golem. Și acum cred că am destule emeralde ca să pot să fac trade-uri cu băieții ăștia de pe aici. Ia să vedem ce mai putem noi să cumpărăm. Mamă, uite câte emeralde pot să iau acum cu diamantele astea. Și ia să mergem noi aici să vedem ce putem să luăm. În primul rând, hai să luăm un marcu de ăsta că pare să fie super OP. Hai să mai luăm niște săgeți. Bam, ne echipăm complet. Și sabia asta ar fi destul de bună. Hai să luăm și sabia asta pentru că e mult mai bună decât a mea. Luăm și pantalona și ăștia că sunt super, super buni. Îi schimbăm cu ai noștri. Și cred că mai pot să mă duc să mai iau niște emeralde, nu-i așa? Da, 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 mai putem să luăm o grămadă de emeralde, efectiv. O să-mi iau și un chestplate, îmi iau și buțani și-mi iau și casca. Și acum punem, tragem toate țoarele astea pe noi și suntem... Am o bazuca completa. Opa, scuze, domnul Iron Golem. Bă, da, ăștia nu mă atacă? O, ba da, mă atacă. Ok, n-am vrut, îmi pare rău, îmi pare rău. Mamă, dar nu-mi dă pic de damage. Ok, ești restin peperoni, mă, rebunule. Bun, și acum ce aș mai putea să transform Iron Golem ăștia? Asta e așa, că fiecare are câte o putere specială. Ia, hai să punem pe ăsta Oku. Și uite cum l-am transformat. Și acum ar trebui să aibă o putere specială. Ia să vedem. Trage cu ceva? Ha? What? Mă, trage cu niște bile care arată ca niște fire charge-uri. Doar că, efectiv, pun sapling-uri unde trag cu ele. What? Ce chestia asta? Ok, ăsta e destul de ciudat. Hai să vedem ce face ăsta de... Netherite, ia, ăsta cu ce trage, ce abilități are? Bă, ăsta nu pare să aibă vreo abilitate. Ha? Da, nu cred că are nicio abilitate ăsta. Ciudat. Ăsta roz, din câte am văzut, trage cu fire charge-uri. Da, uite, trage cu fire charge-uri de-astea roz care bubuie. De fapt, sunt mov. Trage cu niște fire charge-uri mov care bubuie. Îmblăzim și pe ăsta să-l facem de prismarin. Așa l-am făcut Iron Golem cu aripioare. Și hai să vedem ăsta cu ce trage. Ok, nici ăsta n-are nicio abilitate specială din câte văd. Sau cred că ar putea să meargă mai repede pe apă ăsta sau ceva. What? Uite, aici avem un portal de end. Mă, știi ceva? Cred că ar fi tare să mergem să batem dragonul. Ok, uite că avem și ochiarele. Bam, bam, bam și bam. Și am făcut și portalul. Bă, super tare a fost baza asta. What? Unul a intrat deși acolo. Da, deci a fost tare rău de tot baza asta. Hai să mai dăm o geană pe aici, băi și fete, să mai vedem dacă mai e ceva. Dacă nu, o să mergem să batem dragonul. Băi, de ce Iron Golem ăștia au fost super tari? Uite-te și tu, ăsta efectiv plantează plencuri când dau cu el așa frumos. Băi, de ce nu mai pune plencuri acum? Ok, bă, da, uite că pune plencuri. Nici măcar n-am putut să explorez tot village-ul ăsta. E foarte mare, efectiv, e foarte, foarte mare. De aici e un loc în care poți să mulțești Iron Golemii. Păi și cu ce îi mulțești? Cu flori, what? Deci dacă le dai flori, îi mulțești? Ia mă, ia. Și să nu spui că o să facă un Iron Golem micuț. What? Uite-te la piticania asta. Băi, ești nebun. Ok, și oare pot să îmblânzez piticania asta? Ia vino, mă, coace. Ok, nu merge, cred că trebuie să-l fac mare. Uite, dacă îi dau flori se face mare, bă. Bă, ce tare e chestia asta. Bun, și înainte să mergem la dragon, bă, vreau să fac un Iron Golem în culoarea mea preferată. Și anume să-l facem verde. Ok, n-arată de bine, sincer să fiu. Cred că mai bine ar arăta turcoaz. În fine, tot urât arată. Bun, hai să mergem acum la dragon, băieți și fete. Și să vedem dacă Iron Golem o să poată să ne ajute în bătălia cu dragonul. Hai să mergem în end, băieți și fete. Și să ne batem cu dragonul. Ok, se pare că au venit și băieții mei cu mine. Și acum hai să o dăm cu dragonul, băieți și fete. Hai să-i spargem cristalele mai întâi de toate. Let's go, hai și cu ăla de acolo. Come on, dai fix pe el, perfect. Ok, cred că am o idee mai bună ca să spargem cristalele, băieți și fete. Hai să ne folosim de puterea ăstuia. Ok, și ia. A spart cristalul, nu pot să cred. Mamă, ne folosim de Iron Golemul nostru ca să-i spargem toate cristalele. Let's go.
Nu pot să cred, fii atent, dar nu bat Minecraft-ul cu niște Iron Golem. Ca cine se aștepta la chestia asta, ca Iron Golemii să bată Minecraft-ul în locul meu? Oh, nu, cred că o să moară Iron Golemul ăsta. Hai să spargem toate cristalele înainte să moară. Nu, a murit, bă. Bun, și tocmai ce am spart toate cristalele, băieți și fete, și a mai rămas decât dragonul. Hai să mergem să-i dăm la căpățână. Treci cu ace, bă, urâtule. Ia de aici, îmi răspun Iron Golemii. Hai să-i dăm cu Marco acum. Bam, îi dăm cu Marco direct în mufă. Bam, ia de aici. Cred că am și tors pe armura asta, sincer. Bun, hai să-i dăm pe el. Ok, a coborât iară, fii atentă. Ne băgăm acum la gâtleajă. Dă-i la gâtleajă, dă-i la gâtleajă. Și... hai că moare, cred că moare acum. Nu, iar a fugit, bă, ce nebun e. Ia, hai să-i dăm cu Marco ăsta, care e super puternic. Dă-i pe el, dă-i pe el. Hai, mă, mai coboară odată dacă ai tupeu. Uite-l, uite-l că coboară. Mamă, fii atent, acum mă bag direct la gâtleajă. Dă-i. Super puțină viață și let's go. Bun, am bătut și dragonul, băie și fete. Ok, bă, baza asta Iron Golem a fost super tare. Ziceți voi, băie și fete, dar n-am fost tare rău de tot. Păi bun, cam atât cu acest clip. Dacă v-a plăcut, nu uitați să lăsați și voi un like, să vă abonați în caz că n-ați făcut-o. Iar noi o să ne vedem, bineînțeles, data viitoare. Salut!